Puțin probabil că este o noutate pentru cineva că corvidele sunt niște păsări ai naibii de inteligente. Dar uneori comportamentul lor chiar uimește, foarte tare. Niște cadre incredibile unde doi corbi scot mii de căpușe de pe un valabi pe moarte au uimit întreaga lume. S-a întâmplat asta undeva în sud-vestul orașului australian Brisbane. Marsupialul s-a apropiat să bea niște apă. Urechile lui erau acoperite cu paraziți mari, care într-un final trebuiau să ucidă animalul. Și deodată au apărut corbii. Ei scoteau atent fiecare parazit de pe corpul animalului, unul după altul. Corbii lucrau în echipă până când animalul n-a fost curățat totalmente. Când am văzut asta pentru prima oară, am crezut că păsările au luat-o razna. De ce au ajutat un valabi? Dar s-a dovedit că acest comportament straniu are o explicație destul de rațională. După părerea experților, cele întâmplate n-au fost o faptă eroică. Cel mai probabil că corbii au decis pur și simplu să se folosească de pradă ușoară, fiindcă știau că pe valabi se vor găsi o mulțime de paraziți și nimeni nu va concura pentru ei. Nu sună atât de nobil ca salvarea marsupialului de la moarte, dar în lumea animală toți caută un beneficiu personal. Iată încă un exemplu. Undeva în Lituania a fost prinsă pe cameră o cioară care ciugulea un arici, ajutându-o să treacă drumul. Ariciul mereu se încolăcea, dar cioara îl grăbea ciugulindu-l. Desigur că acest act eroic la fel a devenit viral pe internet. Mai degrabă te aștepți de la pasăre să mănânci ariciul, nu să-l salvezi de la moarte de sub roțile mașinilor. Părerile despre ce se întâmplă între cei doi tovarăși s-au despărțit. Unii oameni consideră că corvidele nu mănâncă arici, fiindcă vin la pachet cu multe probleme, adică cu oacele lor care se opresc în gât. Deci pasărea chiar ajuta. Alt punct de vedere era mai logic. Pasărea îl ciugulea ca să-l facă să-și scoată în afară capul lipsit de apărare. De ce are nevoie anume de cap? Pentru că anume pe el poate să-l mănânce, în special globii oculari. Dacă situațiile cu valabii și ariciul încă puteau fi explicate, ce era în capul corvidei care a atacat un vultur? Și nu doar l-a atacat, ci s-a apucat de spatele păsării uriașe, de parcă voia să demonstreze un truc în spiritul celor mai buni cascadori. După cuvintele martorilor, vulturul era într-adevăr enorm. Avengura aripilor acestuia era de aproape 2,7 metri. Corbul voia să-și protejeze teritoriul, dar prădătorul rămânea neclintit. Experții spun că așa comportament este destul de comun, fiindcă corbii atacă orice pasăre care prezintă o amenințare, după părerea lor. În ultima vreme, ciorile au devenit o amenințare la adresa Marii Britanii, terorizând orașe mici și sate, ca și în filmul lui Hitchcock, Păsările. În Monmouthshire, South Wales, corvidele au dobândit o glorie sinistră. Au devenit un fel de grup criminal care atacă animalele domestice. Și când zic atacă, am în vedere că se întâmplă asta foarte brutal și ingenios. Unul dintre cele mai deranjante cazuri s-a întâmplat atunci când una dintre păsări a atacat o oaie în timpul nașterii, dar în cel mai vulnerabil moment al ei. În oricare altă zi, oaia putea să facă măcar ceva, dar anume în acel moment era absolut lipsită de apărare. Pasărea a atacat-o din nou și din nou și până la urmă i-a scos ochii. Dar nu e un caz unic. Fermierii găsesc permanent oi semi-oarbe cu ochii ciuguliți. De asemenea, păsările țintesc cu ciocul puternic țesuturile moi, cum ar fi burta, de îndată ce mielul se naște. Totul arată teribil de crud și într-adevăr nebunește. Corvidele uneori aleg țintă și oameni. Un bărbat dintr-un sat din India trăiește ca într-un film de groază, care se repetă zilnic. De fiecare dată când iese din casă, Shiva Kivat este atacat de corvide și păsările sunt sigure că au tot dreptul să facă asta. Istoria dușmăniei a început încă în 2016, când bărbatul mergea pe stradă și a observat un pui de cioară blocat într-o grilă de fier. El a încercat să salveze micuțul, dar cu părere de rău, puiul a murit la el în mână. Probabil că păsările mature au văzut ce s-a întâmplat și au decis că e vină bărbatului în moartea puiului. Au început de atunci să se răzbune. De la început era atacat de câte o pasăre, dar cu timpul au început să-l atace în grupuri.
El nu prea acorda importanța acestui fapt până când a înțeles că nimeni în jur n-are nicio problemă cu ciorile și doar el a devenit ținta lor. De frică pentru sănătatea sa, a început să poarte cu el un băț ca să se apere în caz de necesitate. Această situație arată cât de inteligente sunt corvidele și cât de răzbunătoare pot fi cu cei care le-au supărat. Cazul lui Shiva Kivat are o morală bună. Nu trebuie să faci rău nimănui niciodată, căci nu știi care pot fi consecințele. Chiar și așa ființe mici ca corvidele pot să vă țină minte faptele și să întreprindă acțiuni adecvate dacă au destul de mult timp. Și nu prima oară vă povestesc despre răzbunările lor, dar de fiecare dată simt o neliniște, fiindcă sunt niște păsări obișnuite care locuiesc în orașele din întreaga lume. Adică dai peste ele practic oriunde și oricând. Iar în unele locuri astea chiar provoacă probleme serioase. În fiecare an în Berlin, timp de câteva săptămâni, în luna mai, adică în perioada de reproducere, ciorile devin mult mai agresive, protejându-și puii și cuiburile. Sezonul de împerechere poate fi numit și sezonul de atacuri. Se repezesc la bicicliști și trecători, uneori provocându-le răni. Sau cel puțin speriind oamenii. Și ăsta e un stres destul de mare. Imaginați-vă că pur și simplu mergeți pe stradă și asupra dumneavoastră se năpustește o pasăre care e foarte agresivă. Ca răspuns a acestor atacuri, poliția din Berlin a pus semne de avertizare. Atenție, corvide agresive! Acestea sunt amplasate lângă indicatoarele pentru pietoni și piste pentru bicicliști, pe care păsările le vizitează în perioada de reproducere cel mai mult. Astfel de informații de avertizare sunt însoțite deseori de informații suplimentare. De exemplu, când poate avea loc un atac și care sunt acțiunile pe care trebuie să le întreprindeți în caz că cioara atacă un om. Dar toate astea trebuie știute din timp, căci puțin probabil că vă veți grăbi să analizați instrucțiunile când pasărea cu gheare ascuțite și cioc mare se va năpusti peste voi. De regulă, traumele cauzate de aceste păsări nu sunt periculoase, dar neplăcute. Și dacă pasărea a reușit să ciugulească pe cineva până la sânge, atunci asta face situația și mai înfiorătoare. În luna mai în 2010, poliția din Berlin primea în medie 10 apeluri pe zi de la persoane atacate sau pur și simplu speriate de păsări. Din fericire pentru toți, atacurile ciorilor durează câteva săptămâni pe an, apoi puii lor cresc și atacurile devin tot mai rare. Indivizii adulți se axează pe protecția puiilor de la prădători, nu oamenii care trec din întâmplare pe alături. Acum să vorbim despre partea asta mai întunecată a corvidelor, toate asocierile cu moartea și magia neagră. Toate chestiile astea s-au înrădăcinat atât de ferm în cultura multor popoare că să întâlnești corvide la cimitir e normal și adaugă un soi de atmosferă de groază. Cu toate astea, unor corbi nu le este de ajuns această faimă groaznică. Deja de mai mult timp, lumânările lăsate la cimitirul din Skagen dispar în mod misterios. Rudele celor răposați care au postat în ziar o cerere, implorând hoții să se oprească, dar totul e în zadar. Nu pentru că hoții de lumânări sunt atât de cruzi, ci pentru că sunt doar niște păsări care nu pot citi ziarul. S-a dovedit că corvidele fură lumânări, apoi le aruncă pe pista aeroportului, care e situată vis-a-vis de cimitir. Apoi, ce credeți? Mănâncă ceara! În ea uneori e adăugată slănină, deci e suficient de hrănitoare ca să se îngrașe pentru iarnă. Pe pista a fost găsită sticlă spartă, iar dovada principală care ducea la corvide era urma de cioc pe lumânările furate. Explicația e clară, păsările au găsit cea mai apropiată suprafață tare pentru a ajunge la ceară. S-a dovedit a fi o pistă de decolare. Din altă parte, ce-ar fi dacă în spatele comportamentului lor s-ar ascunde un alt plan, mai sinistru? La urma urmei, sticla de pe pistă poate să deterioreze roțile avionului, ceea ce poate duce la consecințe catastrofale. Ce dacă corvidele înțeleg asta? În general, combinația lor și a lumânărilor deja a dus la consecințe triste. O perioadă lungă de timp, vizitatorii unui lăcaș sfânt din Kyoto erau nedumeriți de incendiile periodice pe câmpurile alături de templu. Cauza nu era clară, până când într-o zi cercetătorii n-au decis să urmărească ciorile și puzzle-ul a devenit complet. Pe pragurile templului se află vreo 10.000 de sfeșnice și în fiecare zi, mai ales în cele aglomerate, puteau să existe mii de lumânări aprinse.
În urma unui studiu detaliat s-a aflat că corvidele mănâncă ceara lumânărilor, iar în unele cazuri le scot din sfeșnice și zboară cu ele. Deși nimeni dintre cercetători n-a văzut cum s-a aprins vreun câmp, au presupus că păsările puteau ascunde lumânarea care arde pentru viitor, ca să o poată mânca apoi. Puțin probabil că și imaginau consecințele. Deși n-aș fi deloc mirată dacă... Corvidele sunt într-adevăr inteligente, dar nu îndeajuns pentru a înțelege cât de dăunătoare sunt țigările. Da, sunt de acord, sună ca începutul unei reclame sociale, dar e o istorie adevărată care a avut loc în East Sussex, cu un bărbat Pit Cat. De la început, pasărea doar i-a aterizat pe spate când lucra în grădină, apoi a început să-l urmeze peste tot. L-a numit pe noul său prieten Craig și odată i-a propus o țigară. Poate că ar fi fost amuzant dacă Craig n-ar fi acceptat, dar de atunci, de fiecare dată când omul ieșea la fumat, pasărea încerca să primească și ea o țigară. Apoi îi le permitea și copiilor lui Pete să o hrănească, dar într-o zi a dispărut. Se pare că în asta au și fost vinovate țigările sau cel care i le-a propus. Nicotina este o idee foarte proastă pentru păsări. Chiar și fumatul în apropierea lor e periculos. Au un sistem respirator eficient și sunt sensibile la poluanții din aer. De asemenea, foarte susceptibile la orice sursă de fum. Imaginați-vă ce pericol poate provoca o țigară care e aprinsă chiar în ciocul ei. Pe scurt, Craig n-a avut nicio șansă să rămână în viață. Păcat de el. Dar dintre toate corvidele din videoul de azi, cel mai tare m-a impresionat cioara domnului Mabouchenga din China. Treaba e că această pasăre a luat-o razna și nu înțelege că e pasăre, nu alt animal. Cioara de companie poate lătra ca un câine, prinde șoareci ca pisica și chiar și vorbește chineză. După cuvintele stăpânului, aceasta poate pronunța fraze și expresii simple în chineză, de exemplu să se salute, dar e cea mai logică din toate abilitățile, până la urmă trăiește în China. Poate că a primit restul abilităților în urma observării altor animale și acum vrea să-și schimbe profesia, dar cred că pur și simplu s-a încurcat și nu știe ce să aleagă. Le vrea pe toate deodată, așa sigur poți nebuni. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!